Și a mai zis ministrul Jizdan că el va păzi cu sfințenie ceea ce ați văzut la televizor joi seara, și anume casa în care locuiește Plahotniuc. Ați văzut risipa aceea de bogăție care este toată, dar toată obținută din furturi, abuzuri, ilegalități. Tot în casa aceea, de la chiloțele lui Plahotniuc și terminând cu nasturii de la sutele lui de cămăși, totul este din furat. Dar ce, Jizdan stă deja, iată, în momentele acestea el stă la acea casă să păzească cele furate. Pentru că și chiloții de pe Jizdan, și gradul lui de general, și solda pe care o primește de la Plahotniuc sunt și acestea din furat. Și păzindu-l pe Plahotniuc, el își păzește de fapt dreptul la cele furate și la ceea ce vor mai fura împreună cu Plahotniuc. Dragi prieteni, de când ne tot ziceam noi, ei, cum așa, cum așa, numai acest Plahotniuc le ascultă telefoanele altora și chestia asta îi șantajează, îi bagă după gratii. Chiar nu se găsește nimeni care să-i asculte și lui telefoanele. Și s-a găsit, domnule, Renato Usate. Renato, e bine, probabil că sunt mai mulți care îi ascultă telefoanele lui Plahotniuc, dar deocamdată doar Renato a început să facă publice convorbirile lui Plaha. Și așa cum ascultam cândva convorbirile lui Filat cu șeful de la Fisc, Vicol, ori cu Ilanșor, am ajuns, domnule, în sfârșit să auzim și pe însuși. Da, și ce teme interesant. Hey, nu e un Filat cu Șor vorbind despre milioane pe care Șor trebuie să le aducă lui Filea, e despre cum Plaha cerșește la marele bandit Caramalac să-l ajute să obțină postul de procuror general în anul 2009, atunci când Plahotniuc a cumpărat acest post de la Urechean. Doamne, chestia aceea cu raslablenii, cu vicolii, floare la urechi, pe lângă, cu capul, să-l sâmențe, doamne. Pe pânte îl dau. Nu-l dau. Dar noi îl dăm, dar el îl da. Capul de perete. Pe generalul, da. Procurorul general. Stășem ca botanii. Nicio problemă. Menții sunt niște. Păi, morari, procuror al ăsta, era să zic cum. Ai auzit ce-o zis? Reacționează, morari. Altă convorbire telefonică interesantă în care aflăm că pe faimosul Grăsan Gorbunțov l-a zăcăzuit. Cine? Același Plahotniuc. Anume, el ar fi trimis la Londra pe killerul Proca pentru trebușoara aceasta. Dar fiindcă Proca nu l-a nimerit și acela ologul nu l-a nimerit exact drept acolo unde trebuia pe Gorbunțov, acum el, killerul Proca, se află într-o pușcărie din România. Și fiindcă s-au zis că Proca este gata să depună mărturie împotriva lui Plahotniuc, adică să spună tupo că anume Plahotniuc i-a comandat împușcarea lui Gorbunțov, Plaha a intrat în panică. El îl vrea pe Proca extradat în Moldova ca să-l termine aici. Și ce face el coordonatore? El pune pe consul Republicii Moldova în România, un cetățean pe nume lui Rusu, să meargă la pușcărie în vizită la acest Proca și să-l convingă să-și asume vreo crimă inventată, orice o fi acolo, crimă săvârșită ca și cum în Moldova, ca să fie extradat în Republica Moldova. Ei, și bineînțeles, aici terminat de plată. Da, vezi pentru ce spune ambasadorii noștri. Da. Cel din Rusia, Galbur, care am un ministru, l-a folosit la chestiile cu banditul Caramalac. Pe ăsta din România îl folosește cu Proca. Da, și ambasadorii, nu-s trimișii țării? Dacă cum țara e Plahotniuc, trimișii lui Plahotniuc. Încă un episod interesant relatat de Renato Osate și consumat cu 2 săptămâni în urmă la Moscova. Plahotniuc i-a comandat vechiului nostru prieten Kafkaliuk, cel care a tot descoperit, așa zis, teroriști de carton la Bălți, să facă ce? Nici mai mult, nici mai puțin să-l răpească pe Renato Usatăi însuși la Moscova și să-l aducă na bliudecche lui Plahotniuc la Chișinău. În bagajnic să-l aducă. Ba da, bagajnic mare pentru Renato. Pentru că Renato știe prea multe despre crimele lui Plaha și despre o parte dintre aceste crime a și povestit în emisiunea despre care vă vorbim, pe care emisiune Plahotniuc a interzis-o. Aceasta nu a fost difuzată, pur și simplu. A fost imprimată, dar nu a fost difuzată. Iar Renato a obținut copia emisiunii și a pus-o pe internet. Privind-o, pur și simplu ne-am crușit. A câta oară gândim-ne, Doamne, Doamne, cine ne conduce? Noi repetăm mereu despre ăștia cuvântul bandiți.
Este un cuvânt prea blând despre această adevărată banda galavareză, ca să ne ajutăm de limba rusă mult mai bogată la acest capitol. Și așa, în timp ce noi cu dumneavoastră priveam emisiunea despre luxul în care trăiește Plaha, Plaha însuși privea interviul interzis cu Renato Usante. Despre cine vorbim? Despre politicianul Vlad Plahotniuc. Bună dimineața! Bună! La ora asta, mulțumim mult că ne-ați primit! Ce urmează în programul de dimineață? Urmează sport. Sport? Autoritățile de drept din România au stabilit mai mult membrii acestei grupări criminale, după care acum sunt sigur că stă anume Vladimir Plahotniuc și nu altcineva. Deci se discută despre un oricare писатель, că da, colaborând cu acest dosar, deci este autoritate criminală, așa numit писатель, un oricare Ondruță, care există probe astăzi, că este omul lui Plahotniuc, necătând se află în pușcărie la Chișinău, și doi, el a fost cel care a răspuns de momentele tehnice la umorul și din București, din Marea Britanie, adică ca să arunca armele la fața locului, transport și așa mai departe. Vă dați seama, la Plahotniuc au ajuns toate înregistrările, cum ajung ele toate din toată țara, că Proca vrea să spui adevărul, să-l dăiești pe Plahotniuc și pe oamenii lui. Vă dați seama, în echipul Plahotniuc puteți să aibă un insult acolo. Să moară, înțelegeți? Noi am mai ieșit la unul din protestele cu probele, cu Plahotniuc, cu Șor. Adică Șor, personal, structurile lui Plahotniuc, cu Partidul Procuratură Anticorupt Cecenia, în 2015, împreună cu Palata de Registrare, da, la Chișinăvrie Palata. Deci, modificau numele de fondatori în companiile care au participat în furtul miliarde. Asta deja e agenda de lucru? Da, vedeam. Vor fi multe. Dacă n-ar fi aflat Plahotniuc prin interceptări, că killerul vrea să dea toate detaliile. Plahotniuc este organizator acestei cumpări. Crede în alea sindicatul killer, da? Plahotniuc și mie personală, discuție cu ele de mai multe ori. Eu zic, băi, îngrozați, te aristeză, nebun râși. Plahotniuc îmi spunea, dacă Republica Moldova, eu îți fiu arestat atunci când ați aristez eu pe mine să puteți cum adică. A mers cu Plahotniuc la Carmalac. Au fost de 4, 5, 6 ore, dar sigur mai mult de 4 ore. Unii Plahotniuc îi promitea afacerea cu de la Giurgiulești. Nu vă dați seama câte promisiuni au făcut Plahotniuc. Eu spus că eu îți clasez dosarele. Că eu înțeleg că ai fost persecutat politic de Lucinski și de Voronin. Eu ții tăt îți fac tăt într-un ban, grijă, că noi cu tine împreună, echipă. Da. Ei, nu era chiar atât de amuzant cum acum. Într-adevăr, s-a scris în presă că Ieralov a fost organizat un umor, da? Și pentru asta Ieralov știe cine și cum l-a dus prin port bagaj prin Federația Rusă, asta când Voronin era președinte. И вы знаете про это? Плахотниук atunci, într-adevăr, s-a implicat, a plasat dosarul. Eu permis lui Ieralov din Statele Unite deja să întoarcă în Republica Moldova și asta azi... Adică dacă deschide gura contra lui Plahotniuc, eu nu o să mă mir dacă Ieralov va fi lichidat. Sunt mai mult aici. Există un fost adjunct de al lui Cavcaliuc, când era la misiuni speciale, care îi spune Guivan Vitalie, unul din cei mai ascunși conducători din Maiu, din Republica Moldova. Crezi că sunt preferații mei. Serios? Care lunea trecută, încă cu câțiva colaboratori, având o acoperire, a luat și copilul din Moldova, că a venit la expoziție în... și să-i arăte fiul lui Moscova, a venit să conducă cu un grup de criminali, altfel nu pot să spun, care deja de o săptămână s-a aflat în Federația Rusă și era pusă la cale răpirea mea, că a fost scos în port bagaj.
de la mine de acasă în Moscova să mă duc în Belorusia. De tot timpul rămân puțin nesatisfăcut. Planul casei mele din Federația Rusă, inclusiv cum s-a ambasat intrările în casă, mobila în dormitoare, adică asta e din operațiunea materialului de răpire a mea, ca să mă furi și să mă scoată din Federația Rusă pe anul trecut. Alo? Bună dimineața, domnul Plahotniuc. Sunt jurnalistul dumneavoastră, Cristian Tabără. Noi cu echipa suntem jos la ușă să filmăm o zi cu domnul Plahotniuc. De ce cu noaptea în cap? Păi dumneavoastră a spus că nu dormiți noaptea. Da. Codul la ușă 666V.